Bună ziua, bine v-am regăsit. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți și astăzi. Mii de pacienți din România suferă de o afecțiune numită boala cu 1000 de fețe. Mulți dintre ei sunt tineri, aflați la o vârstă activă, care muncesc, au cariere și familii. Discutăm din nou în această emisiune despre scleroza multiplă și nu întâmplător, pentru că pe data de 30 mai este marcată Ziua Mondială a Sclerozei Multiple. Permiteți-mi să-i salut pe invitații mei la această oră. Doamna dr. Gabriela Mihăilescu este medic primar neurolog, doctor în științe medicale și șef de lucrări la Catedra de Neurologie Colentina a UMF Carol Davila din București. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult, doamna doctor, pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. De asemenea, îl salut și pe Eduard Pletea, este vicepreședintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Și, în ultimul rând, domnul dr. Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Vă salut și pe dumneavoastră. Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan. Începe chiar acum 360 medical. Și începem dezbaterile. Sunt foarte multe aspecte pe care le vom lămuri astăzi cu privire la această afecțiune. Doamna dr. Mihăilescu, mă adresez dumneavoastră pentru început. Aveți o lungă experiență în îngrijirea pacienților cu scleroză multiplă. În primul rând vreau să ne spuneți de ce este numită boala cu 1000 de fețe. Este dificil de diagnosticat? Acolo ne-ar duce primul gând. Este denumită boala cu 1000 de fețe datorită numărului foarte mare de simptome pe care acești pacienți le pot avea, fie la debutul bolii, fie pe parcursul evoluției bolii, fie dacă ne gândim că fiecare pacient e diferit și numărul de simptome pe care le au și tipul de simptome este diferit. Iar în ceea ce privește diagnosticul, nici acesta nu este unul simplu, evident, având în vedere atâtea simptome, pentru că nu există un marker specific, cum ar fi, de exemplu, glicemia sau hemoglobina glicozilată pentru diabetul zaharat, fiind necesar un examen neurologic extrem de amănunțit, fiind necesar un istoric amănunțit în ceea ce privește evoluția în timp a pacientului și în spațiu, însemnând localizarea leziunilor la nivelul sistemului nervos central, această localizare fiindu-ne indicată de tehnici imagistice de rezonanță magnetică la nivel cerebral și medular, fiecare leziune inflamatorie demielinizantă putând să se manifeste într-un fel diferit. Și de aceea și numărul mare de simptome. Pe lângă acestea, avem nevoie și de analize de sânge și de lichid cefalorahidian care să excludă alte patologii care au poate imagistică asemănătoare și mai asociem aici și teste neurofiziologice, cum ar fi potențialele evocate, vizual, acustic sau somestezic. Care ar fi profilul pacientului cu scleroză multiplă? La ce vârstă apar primele simptome ale bolii? Cum se manifestă? Profilul este destul de greu de realizat, având în vedere această mare variabilitate a bolii. Dar dacă ar fi să tragem câteva tușe groase așa de început pentru profil, ar fi să ne gândim la o persoană tânără, între 20 și 40 de ani, cel mai adesea o femeie, raportul fiind de 3 femei la un bărbat, care în plină stare de sănătate aparentă se poate prezenta cu unul dintre cele așa zise 1000 de simptome. Nu sunt poate chiar 1000, dar sunt foarte multe. Simptomele sunt, așa cum vă spuneam, diferite în funcție de sediul leziunii demielinizante inflamatorii acute. Și pot să fie de genul deficit motor, cu scăderea forței musculare sau cu o pareză, tulburare de mers, de coordonare, de echilibru, tulburare în executarea mișcărilor de finețe, tulburări de sensibilitate, cum ar fi, de exemplu, amorțeli, înțepături, furnicături, scăderea sensibilității, dureri,
oboseală exagerată, nejustificată, fatigabilitate se numește, tulburări de înghițit, de deglutiție, tulburări de articularea cuvintelor, tulburări de limbaj, tulburări sfincteriene, tulburări de dinamică sexuală, tulburări psihiatrice de tipul anxietate, depresie sau declin cognitiv. V-am înșirat numai câteva dintre simptomele pe care acești pacienți le pot avea pe parcursul evoluției acestei boli. Trebuie să fie un ciclu frecvent al simptomelor pentru a ne pune un semn de întrebare sau este suficient să avem câteva dintre aceste simptome și să ne prezentăm de urgență la medic? Este bine ca atunci când apare un simptom, indiferent care dintre acestea pe care le-am enumerat, să ne prezentăm la medic, pentru că nu știm ce ascunde în spate. Și desigur că probabil că primul este medicul de familie căruia se adresează oricare dintre pacienți, iar acesta îl va îndruma cu siguranță către neurolog. Nu există o ritmicitate, nu putem să prezicem nici când anume va apărea un simptom nou, nici care va fi acela. Este o boală cu multe surprize. Domnule Pleta, reprezentați o asociație de pacienți și tocmai de aceea vreau să vă rog să ne explicați, să ne povestiți cum afectează viața unui pacient această boală, ce înseamnă să trăiești cu scleroză multiplă. Da, e dificil, în primul rând, pentru orice persoană să afle din senin de la medicul tău că ai scleroză multiplă. În primul rând, dacă stai să cauți pe Google despre scleroză multiplă, găsești invaliditate, găsești foarte multe povești cutremurătoare și atunci te gândești oare ce o să fie cu mine pe termen lung. Însă viața unei persoane cu scleroză multiplă este dificilă de la o zi la alta, pentru că astăzi poți să fii bine, mâine poți să nu mai fii bine. Exact cum a prezentat și doamna doctor, sunt foarte mulți factori care ne fac să ne ajustăm viața de la o zi la alta. Apar probleme de gestionare chiar și din punct de vedere al unui loc de muncă, mai ales din punct de vedere familial, apar schimbări, mai ales în cercul familiei, sprijinul soției, soțului, copiii. Dacă ai copii, automat te gândești cum pot să-i sprijin eu pe termen lung. Pe urmă, din punct de vedere social, ți se schimbă cumva viața, pentru că apare și stigmatizarea, apare acea zicală că, când eram mici, cel puțin, erau o sintagmă că ești sclerozat. Scleroza asta multiplă, de fapt, e cu totul altceva decât acea sintagmă și, din păcate, există această invaliditate socială, să zicem, că îți pune o etichetă, ai scleroză multiplă. Dar de cele mai multe ori, aceste persoane cu scleroză multiplă se pot transforma peste noapte și atunci ziua de mâine poate o vor petrece mai bine decât înainte de diagnosticare. Contează foarte mult cum privești acest diagnostic. Dacă ai de gând, sunt foarte multe persoane care, chiar și eu am fost în zona de depresie, în zona mai ales când am primit diagnosticarea, am vrut să fug, să mă izolez, să nu aud efectiv despre acest diagnostic și nu puteam să percep ziua de mâine cum nu puteam să acceptați. Exact, nu puteam nici să accept acest diagnostic și plus că era frica. În primul rând eram cuprins de frică, însă, într-adevăr, cu ajutorul medicilor, care au un rol foarte important în gestionarea livrării acestui diagnostic, pentru că automat când îi spui unui om că are un diagnostic cronic pe termen lung, are nevoie să știe că ești acolo pentru el, alături de el, și are nevoie să știe că există acest sprijin total din partea medicului și atunci nu mai apare acea frică. Sunt afectați la nivel psihic pacienții? Psihoemoțional, sunt afectări psihoemoționale, sunt și afectări locomotorii, pentru că poate te trezești la 8 dimineață, mi s-a întâmplat, chiar la începutul diagnosticării am avut anumite puse, în care dimineața la prima oră vroiam să mă duc către birou, însă aveam nevoie să mă sprijin, să mă țin de pereți, adică te duci pe culoarul de la metrou, culoarul
cel mare de la Piața Unirii și de transfer între magistrale și te ții de pereți, doar ca să poți să ai o ghidare. Bine, la 8 dimineața, dacă te vede cineva din spate, zice, băi, a băut sau s-a întâmplat ceva. Însă, de fapt, acel om este un supererou care, în pofida diagnosticării cu scleroză multiplă, încearcă să-și trăiască viața la potențialul normal, așa cum se poate, și automat e un supererou pentru viața lui. Corect. Domnule doctor Fotin, vreau să vorbim puțin și despre tratament. Știm că există un program național pentru tratamentul pacienților cu scleroză multiplă. Cum se desfășoară tratamentul și câți pacienți sunt cuprinși în această schemă de tratament, în acest program? Cum legat de tratament, ascultându-l pe Eduard Petrea, mă gândeam că provocările legate de vârsta la care acest tratament trebuie instituit sunt cu atât mai mari, dat fiind faptul că vorbim de o persoană activă. Și mă gândeam la evoluția acestor terapii, gândindu-ne că doar acum câțiva ani tratamentele, pe lângă faptul că erau limitate, cercetarea în acest domeniu evoluând în ultimii ani, a ajuns astăzi să nu mai fie chiar o provocare administrarea acestui tratament, și împreună cu doamna doctor o să menționăm de ce. România are un program național de scleroză multiplă care include în special tratamentele existente în sistemul de rambursare pentru această patologie. Numai în ultimii ani au intrat, sigur, cu provocările și cu, să zicem, întârzierile pe care noi le-am mai abordat și cu alte ocazii, raportate la inechitățile accesului la tratament față de alți pacienți europeni, să spunem. Dar cu toate acestea, la această dată există tratamente disponibile pentru tipurile de boală de scleroză multiplă pentru care există astfel de tratamente aprobate. La nivelul casei, ar trebui să spunem că nu există o statistică clară a incidenței și prevalenței acestei boli în România, din motivele pentru care nu avem nici la alte categorii de boli, respectiv lipsa registrelor de boală, dar cu toate acestea există date, pe de o parte, de la nivelul celui care derulează programul de scleroză multiplă, unde figurează în tratament un număr de peste 4200 de pacienți, neînsemnând că aceștia sunt toți pacienții tratați, pentru că există și alte surse de date, respectiv medicii care tratează acești pacienți, unde se pare că în tratament se află peste 5200, doamna doctor, de pacienți. Datele de la casă se referă la cei care accesează strict programul, doar că mai există și alte forme de asigurare a tratamentului pentru diferența menționată. Și atunci de acolo sunt diferența. Acele diferențe. Da. Legat de numărul pacienților existenți în România, la fel sunt date care arată că sunt peste 7500 de pacienți diagnosticați, aflați în diverse faze ale bolii, pentru că accesul la programul de scleroză multiplă se face de obicei și când boala este activă. Din datele existente au fost făcute, de exemplu, studii legate de indicatorii de prevalență și nu de mult se menționa că în România ar exista de fapt peste 12.000 de pacienți cu această boală, ei aflându-se fie în zone în care au acces mai greu la program, pentru că trebuie să recunoaștem această inegalitate de acces între rural, urban, există încă în România și pentru această categorie de pacienți, și așteptăm să vedem de fapt unde se situează România ca și număr. Și probabil mai e acea categorie de pacienți, doamna doctor, care nu au încă un diagnostic, sunt în fază de investigații sau în fază de pacient suspect de, și urmează să se confirme. Aceștia care sunt în fază de suspect de, în general, se lucidează repede diagnosticul. Mai sunt pacienți care au fost diagnosticați și care
practic refuză și să înțeleagă că au această afecțiune, refuză și tratamentele. Există și astfel de pacienți. Și desigur mai există și anumiți pacienți care sunt poate într-o formă mult prea avansată de boală și atunci nu mai beneficiază de astfel de tratamente. Ideea este că aceste tratamente trebuie începute imediat ce s-a stabilit diagnosticul pentru a avea un rezultat cât mai bun. Cu cât îl începem mai târziu, cu atât rezultatele sunt mai slabe. Și cu cât începem cu o terapie care nu e adecvată formei de boală, cu atât rezultatele sunt mai slabe. Deci trebuie să adaptăm și terapia la forma de boală, nu numai să-l includem într-un program. Domnule Pletea, ne-a prezentat domnul doctor Fotin modul în care se realizează tratamentul, dar aș vrea să ne spuneți dumneavoastră dacă sunt probleme legate de accesul la medicație, la diagnostic, tratament în țara noastră și dacă sunt toți pacienții tratați la fel. Din ceea ce cunoaștem, pentru că nu putem fi siguri de tot, este o problemă lipsa centrelor de scleroză multiplă. Dacă ar fi probabil mai multe centre de scleroză multiplă, cu siguranță ar avea un acces mult mai facil. Este vorba de acele zone, să zicem, nu neapărat accesibile. Sunt persoane cu semne care călătoresc 200-300 de kilometri în fiecare lună, poate, să se ducă să-și ia tratament. Mai există o problemă din punct de vedere costuri, pentru că, din păcate, suntem puși de cele mai multe ori să mergem lunar să ne luăm tratamentele în loc să ni se dea trimestrial sau poate, nu știu, la 6 luni sau poate să se dezvolte o modalitate de livrare cumva a acestor tratamente direct către pacient. Și aici e vorba și de costurile spitalelor, pentru că nu întotdeauna au bugetele necesare să poată să acopere tratamentele respective. Mai avem cazuri, chiar și în prezent, adică mi s-au adus la cunoștință de niște cazuri unde anumite spitale, din cauza că nu pot acoperi costul unui anumit tratament, atunci amână administrarea acelui tratament pentru că nu au fonduri disponibile. Plus că, pe lângă aceste tratamente convenționale, care aduc plus valoare, există și aceste terapii alternative prin care oamenii încearcă să integreze cumva, să-și îmbunătățească viața prin multe alte metode, prin diete, prin kinetoterapie, prin hidrokinetoterapie, prin suplimente, chiar și vitamina D. Adică sunt foarte multe lucruri acolo pe care nu le primesc. Plus că încă, din punct de vedere, o gestionare mai potrivită a diagnosticului o face alături de un psihoterapeut. Există o mare nevoie de psihoterapie în momentul când vine un medic și diagnostichează un pacient cu scleroză multiplă, să-i dea și un psihoterapeut de mână, măcar 10 ședințe, să poată să asimileze mai ușor diagnosticarea. Și să depășească acel moment, acea etapă exact. de conștientizare, de asumare a unui diagnostic de acest fel. Plus că există riscul să se ducă în depresie totală și, exact cum zicea doamna doctor, să nu acceseze, poate, cea mai bună terapie pentru el, să nu fie dispus să facă echipă cu medicul, pentru că aici trebuie să vedem din punct de vedere holistic. Am fost într-adevăr afară la o conferință europeană și acolo toată lumea vorbea de abordarea holistică, integrativă în scleroză multiplă. Și aici nu vorbim doar de tratamentul farmacologic care trebuie administrat, vorbim și de fizioterapie și de masaj terapeutic, reflexoterapie, adică trebuie să privim persoana cu SM dintr-un punct de vedere mai complex, pentru că nu e există și psihoterapia care influențează viața de zi cu zi. Vă treziți dimineață, și dacă vă dați gânduri că, băi, astăzi sunt, că fatigabilitatea este foarte dificilă de gestionat și te trezești dimineața obosit, total epuizat și te gândești, băi, astăzi iar nu o să pot să fac nimic, atunci clar nu acolo să rămâi. Dar în momentul în care îți rescrii acele mesaje, atât în conștient cât și ușor în subconștient, să treci ușor, să zici, băi, hai, totuși mă simt atât de greu, atât de rău, dar hai totuși să fac ceva, că pot să fac. Adică chestia motivațională vine doar prin psihoterapie și rescrierea acestor mesaje vine cu ajutorul specializat. Nu poate, adică sunt anumite persoane care se pot transforma zilnic singuri, dar adică e mult prea mică incidența față de totalul de persoane.
Mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, după care vom vorbi despre tratamentele noi care au apărut în cazul acestei afecțiuni, inclusiv în țara noastră, și o să vedem care este diferența între medicația administrată în urmă cu 10-15 ani, de pildă, și ceea ce se întâmplă în prezent. Vom trage și concluziile în doar câteva minute. Ne întoarcem. Am revenit și discutăm în continuare despre această afecțiune, scleroza multiplă, în contextul în care, vă reamintim și v-am spus și în debutul acestei emisiuni, pe data de 30 mai este marcată Ziua Mondială a Sclerozei Multiple. Vă promiteam că vom discuta despre tratament, pentru că în ultimii ani au apărut noi tratamente, inclusiv în țara noastră. Doamna doctor, vreau să vă întreb, din experiența dumneavoastră cu pacienții, care este diferența între ceea ce se întâmplă astăzi în materie de tratament și ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 10-15 ani, de pildă, medicamentele care au fost autorizate, medicamentele care sunt astăzi autorizate, care este impactul asupra calității vieții pacientului în ceea ce privește medicația? Ne referim la tratamentul sclerozei multiple, putem spune că există un tratament farmacologic și unul non-farmacologic. Despre cel non-farmacologic a vorbit Eduard puțin mai devreme, incluzând exercițiu fizic, hidroterapie, kinetoterapie, acestea erau și atunci, sunt și acum. Referitor la cele specifice, există tratamente modificatoare ale evoluției bolii, pentru că scleroza multiplă este o boală cu o etiologie plurifactorială și nu există un tratament etiologic care să vindece această boală. Dar, deși nu există un tratament care să o vindece, există multe tratamente care îi modifică evoluția în sensul foarte bun al cuvântului. Și în afară de acestea mai există tratamente simptomatice pentru cele simptomele cele multele pe care vi le-am spus la început și mai există și tratamentul acutizărilor sau al puseelor. Mă voi referi acum la tratamentele modificatoare ale evoluției bolii și să pot să vă spun așa că în ultimii 26 de ani s-au dezvoltat și s-au aprobat la nivel mondial de FDA și EMA 20 de molecule care să fie utilizate ca și terapii modificatoare ale evoluției bolii, cu 24 de forme de administrare. Nu e deloc puțin. Despre aceste terapii pot să vă mai spun că au pătruns și în țara noastră și că avem 14 dintre aceste 20 de molecule incluse Programul Național de Sănătate, de care pacienții români beneficiază gratuit. Mai sunt în curs de aprobare două și dintre celelalte, ca să ajung la numărul de 20, două au fost aprobate în 2021 la nivel mondial, deci sunt foarte noi, iar altele două în 2020. Deci, practic, nu suntem chiar foarte, foarte în urmă, deși unele dintre molecule au ajuns mai târziu. Cele mai multe dintre aceste molecule se adresează formei de scleroză multiplă recurent remisivă. Dar avem și o terapie pentru scleroza multiplă primar progresivă și așteptăm aprobarea unei molecule pentru scleroza multiplă secundar progresivă activă. Deci, practic, nu suntem foarte departe de ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Aceste terapii sunt terapii care modifică foarte mult evoluția bolii. În urmă cu 10-15 ani, m-ați întrebat ce se întâmpla, aveam doar câteva terapii imunomodulatoare din categoria interferonilor și a glatiramer acetatului. În 2006 s-a aprobat natalizumabul la nivel mondial, a ajuns mai târziu la noi. Toate aceste terapii fiind terapii injectabile. Aceste terapii, deși sunt mai vechi,
sunt folosite și în prezent și sunt considerate oldies but goodies, cum se zice, da? Deci chiar dacă ele sunt mai vechi, să știți că se folosesc și astăzi. Sunt considerate terapii de linia întâi sau de platformă. Lor li s-au mai adăugat două terapii orale, teriflunomida și dimetilfumaratul, și acestea se folosesc la debutul bolii sau pe parcursul evoluției bolii dacă boala nu are o formă foarte activă. Terapiile noi dezvoltate, care sunt imunosupresoare, și unele dintre ele două, respectiv terapii de reconstituire imună, selectivă sau non-selectivă, acestea sunt terapii care se adresează formelor active de boală și care, evident, fiind mult mai puternice, ca să zic așa, favorizează o evoluție mai bună a bolii și o întârzie foarte mult dizabilitatea. Deci, practic, tratamentul început imediat, ce spuseam și mai devreme, și adaptat în funcție de forma de boală, face ca această afecțiune, inițial terifiantă, ca să zic așa, prin dizabilitatea pe care o producea, să se modifice foarte mult în ceea ce privește evoluția, dizabilitatea întârziindu-se foarte mult și calitatea vieții acestor pacienți crescând. Desigur că aceste terapii noi vin împreună cu anumite riscuri, dar dacă suntem atenți și alegem cu atenție pacientul și îl pregătim foarte bine din punct de vedere al posibilelor infecții latente care ar putea să se exacerbeze sub aceste tratamente, vaccinându-i dacă este cazul, sau din punct de vedere al unor malignități posibile, sau din punct de vedere al unor contraindicații de care trebuie să ținem seama, evoluția acestor pacienți este una foarte bună sub aceste terapii noi. La acest capitol, terapii noi, dacă facem referire... Îmi cer scuze, la reacțiile adverse, putem spune că sunt mai puține în cazul tratamentelor nou apărute? Efecte adverse au toate medicamentele, asta putem să spunem. Terapiile de linia întâi, adică injectabilele, au ca și efecte adverse, în mod special efectele locale, determinate de injectarea subcutanată sau intramusculară. Mai puțin afectează hemoleucograma, probele hepatice, pot să inducă depresie, de exemplu interferonii, sau să activeze boli autoimune. Dar terapiile mai noi pot avea efecte secundare mai importante, dar ele sunt foarte atent monitorizate și dacă pacientul este corect monitorizat, riscurile sunt mult mai mici. Și de aceea ei trebuie să se prezinte la centrul care le-a oferit medicația și să fie monitorizați conform protocoalelor, tocmai în ideea de a reduce aceste efecte secundare. Domnule doctor Fotin, mai avem 4 minute din emisiune, vreau să concluzionăm puțin și am observat că s-a pus foarte mult accent astăzi pe prezentarea precoce la medic, prezentarea din timp, un diagnostic pus la timpul lui care contează enorm. Și aș vrea să vă întreb care ar fi riscurile în cazul unui pacient care are scleroză multiplă și nu are acces la tratament sau mai rău, că spunea doamna doctor, neglijează tratamentul. Plecând tocmai de la ce au menționat invitații noștri, este evident că vorbim de o boală inflamatorie cronică care se ocupă de distrugerea sistemului nervos central, creând aceste dizabilități progresive fără o intervenție. Prin urmare, nediagnosticarea precoce, neinstituirea unui tratament bun, fezabil pentru acel pacienți, pentru că ne spunea doamna doctor că nu orice tratament merge pentru orice pacient. Există o evaluare medicală care se face, care ține cont de particularitatea pacientului, de particularitatea formei de scleroză pe care a dezvoltat-o. Prin urmare, lipsa acestor intervenții face ca
dizabilitățile să se acumuleze. Este mult mai greu de intervenit, de tratat, de remediat o dizabilitate, fie că vorbim de una motorie, de una cognitivă. Ne spunea doamna doctor că se merge până la, eu știu, probleme de deglutiție, de alimentație, afectarea sfincterelor. Probleme care se pot recupera mult mai greu dacă ele au fost instalate. Prin urmare, răspunsul este clar și rezidă din ce s-a discutat până la această dată. Sigur că ar fi minunat ca tratamentele să fie disponibile peste tot, ușor, accesibile. Aici autoritățile ar mai avea de lucru, dar legat de această independență de administrare, de acorda tratamentele odată la 3 luni ca pentru alte patologii. Exact, am văzut că s-a pus accent. Da, ar fi minunat, dar tocmai că acea evaluare a modalității în care pacienții reacționează la aceste terapii noi, de altfel, dar cu balanța beneficiu-risc a fiecăruia dintre ele, este necesară această comunicare, echipă. Adică este imperios necesar ca pacientul să se prezinte și să fie monitorizat lunar, în permanență de medicul curant. Exact. Pe de-o parte, pentru a preveni posibile efecte adverse, care dacă apar, vă dați seama că nu au alt rol decât să scadă aderența ulterioară a pacientului la tratament. Că dacă nu mă simt bine nici sub tratament și cu tratament am probleme altele decât aveam, sigur că vorbim de afectarea aderenței la tratament și o demotivare, ca să-i spun așa. De aceea este importantă vizita la medicul neurolog, de a discuta cu medicul neurolog tot timpul când apar astfel de situații. În rest, Vreau să adaug ceva la completarea dumneavoastră. Realitatea este, bine, teoria este bună, că ne dorim să, ca medicul să aibă acel timp să discute cu pacientul, însă realitatea ne arată că acel timp nu există pentru un medic. Din păcate, medicii în momentul de față, sau pe cărca medicilor, se pune o mare presiune, pentru că suntem mult prea mulți pacienți per medic și atunci acel timp de care menționați dumneavoastră, într-adevăr, este foarte necesar, însă în momentul de față nu se realizează, pentru că nu avem timp. Și atunci este nevoie de instituirea unor echipe multidisciplinare, de creșterea numărului de centre. Exact, mai multe centre, mai mulți medici care să poată gestioneze acest diagnostic, pentru că în momentul de față, de cele mai multe ori, o persoană cu SM se duce preia tratamentul și a plecat. Nu există neapărat această o evaluare continuă, decât rare ori, depinde de medicul curant și depinde de centru. Și atunci e nevoie de ceva mai mult. Da, e clar că sunt o serie de probleme care trebuie rezolvate. Numărul de centre a crescut în ultimii ani, este clar. Este adevărat că depinde acest lucru și de centru efectiv, care trebuie să îndeplinească niște condiții pentru a asigura serviciile necesare și acestor pacienți. Ar mai fi lucruri de spus, dar poate vom continua discuția și într-o emisiune ulterioară. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platou, doamna doctor, domnule Pletea, domnul doctor Fotin, ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Să aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!